Locul femeii e la cratiță. Femeile nu știu să conducă. Femeile sunt emotive, instabile, slabe. Femeile sunt atehnice. Ori carieră, ori familie. Femeile sunt nestatornice. Femeile nu gândesc, simt. O elevă de nota 10, cum s-ar spune. Și nu vă spun asta ca să mă laud, ci sunt puțin nedumerită. Nu știu încotro să merg. Nu știu ce facultate să aleg. Dacă m-aș lua după tradițiile familiei, ar trebui să aleg ori medicină, adică mama, ori afaceri, adică tata. Sau ar trebui să aleg ceva bănos. Dreptul. Dreptul sigur ar intra în joc. Numai că mie îmi place să meșteresc chestii. Când eram mică, ai mei întotdeauna mi-au cumpărat păpuși. Foarte multe păpuși frumoase. Numai că eu întotdeauna am ales o lingură de lemn și elastice. Apoi au început să-mi cumpere lemne și cuie și bioneze. Pot spune că am contribuit și eu la bugetul familiei de mică, nu-i așa? Ați spune că ar trebui să mă fac ingineră. Haideți să vă arăt ce am descoperit, vreți? Lumea are nevoie de știință și știința are nevoie de femei. Femeile oameni de știință sunt în prim planul cercetării inovatoare în lume. În ciuda unor contribuții remarcabile, femeile reprezintă, potrivit unui raport UNESCO din 2021, doar 33,3% din numărul de cercetători la nivel global, iar munca lor e rareori recunoscută și recompensată. Mai puțin de 4% din premiile Nobel au fost acordate femeilor. Și doar 11% din rolurile de conducere din domeniul cercetării sunt deținute în Europa de femei. În România, ponderea femeilor și bărbaților care finalizează studii universitare este aproape egală, dar rata femeilor care finalizează studii în inginerie, știință și tehnică rămâne mai mică decât cea a bărbaților și sub media europeană. Stereotipurile legate de domeniile în care femeile ar trebui să profeseze pe piața muncii se mențin. Fetele din România fac performanță într-un sistem educațional care nu ia în seamă contribuțiile femeilor. Încă nu avem nicio autoare inclusă în programa școlară pentru bacalaureatul la limba română, iar pereții claselor sunt acoperiți de fotografiile bărbaților care au făcut istorie. Despre femeile care au făcut istorie nu se prea vorbește. Așa că generații întregi de elevi termină școala fără să cunoască modele de reprezentare ale femeilor în știință, tehnică, matematică, istorie sau alte domenii.
În 1920, când regele Ferdinand a semnat decretul de înființare a școlii politehnice din Timișoara, s-au înscris 117 studenți, dintre care două fete. Nu mai știm nimic despre ele. Să fi fost curiozitate, un act de revoltă adolescentină, interes științific? La absolvire, în 1924, nu au fost și ele printre primii diplomați ai școlii politehnice, deși, cel puțin pentru o vreme, au fost prezente la cursuri. 115 la 2. Wow! S-a mai schimbat proporția între timp. Dar e bine că am fost acolo, de la început. Locul femeii e la cratiță. Locul femeii e unde alege ea. Trăit tinerețea în anii 30, vremul turbului, economic, social, politic. Ca femeie era de așteptat să mă mărit repede, cu un soț care să aibă grijă de mine și să ne facem un rost împreună. Eu însă aveam alte planuri. Eram ambițioasă. Și îmi plăcea școala. Mă atrăgea mai ales chimia. Cu legile ei clare, exacte. Mă mai chemau prietenii la plimbare, dar domnișoara Filofteia nu avea timp de plimbări la șosea. Știam că vreau să merg la Politehnică. Îmi petreceam timpul studiind. Mai bine în lumea științelor decât în haosul din ziua de azi. Am devenit domnișoara Dobrescu, diplomata școlii politehnice. În 1939, când Ștefan Nădășan a obținut prima diplomă de doctor inginer la Politehnica din Timișoara, eu am devenit domnișoara asistent suplinitor Dobrescu, apoi asistent, până la șef de lucrări cu gradația întâi la conferința de chimie organică și petrol. Cum am reușit? Prin muncă și disciplină. De altceva nu am avut timp. De domnișoară nu am scăpat, dar am impus respect. Domnișoara de fier. Parcă sună mai bine domnișoară decât domniță sau domnișorică sau... Bună. Ce cauți tu aici la facultatea de bărbați, a? Profesor doctor inginer Filofteia Dobrescu s-a născut la 28 ianuarie 1915 în comuna Dragodana, județul Dâmbovița, și a absolvit școala politehnică în 1938. În 1939 s-a angajat ca și asistent suplinitor, apoi în 1945, prin decret ministerial, șef de lucrări la conferința de chimie organică și petrol a Facultății de Mine și Metalurgie. A avut o continuă activitate didactică și administrativă, a scris în reviste în limba germană și franceză, a susținut numeroase comunicări științifice, devenind prima femeie profesor al Institutului Politehnic Timișoara în 1952 și a activat până în 1980. S-a preocupat în special de disciplina de chimie generală, un liant între facultăți, care a funcționat inițial în cadrul unei catedre de sine stătătoare, condusă de ea, profesor Filofteia Dobrescu. Ori carieră, ori familie. Și carieră, și familie.
ciriță cu trei foi. Nu mi-a fost ușor la început, dar tinerețea trește peste orice, nu-i așa? Am fost dintotdeauna o fire curioasă și răzbătătoare. Altfel, cum aș fi ajuns eu, Veli Fluieraș, absolventă a școlii de fete din Alba Iulia, pasionată de matematică, studentă la facultatea de electromecanică a Institutului Politehnic din Timișoara în 1942, singura femeie din serie. Rectorul de atunci, Plauțiu Sandronescu, se străduia să nu ne lipsească nimic la școală. Dar adevărul e că ieșai din Politehnică și te izbea realitatea crizei economice, a războiului, a nefericirii generale. Eu am stat 2 ani în gazdă, în frig, mâncând la cantină fulgi de ovăz și telemea. M-am îmbolnăvit de TBC și am stat un an acasă. Aceea a fost scumpă în a vieții mele. Am crezut că s-a spulberat visul meu de a deveni inginer. Dar nu m-am dat bătută. După ce m-am vindecat, cu ajutorul lui Dumnezeu, a familiei și a prietenilor, am luat-o de la capăt. În 1949 am obținut diploma cum laude. Dar n-am plecat din școală. Am rămas asistentă la facultatea de mecanică. Am urcat apoi treaptă cu treaptă de la titlul de doctor, apoi profesor. Am făcut cercetare cu aceeași pasiune pe care am pus-o și în îndrumarea studenților. Și am fost binecuvântată cu ambele în universitate. Dacă stau bine să mă gândesc, toată viața mea este legată de Politehnică. Aici mi-am cunoscut soțul și viața mea, după nașterea celor 2 copii, s-a împlinit. Am încercat să-mi educ studenții și proprii copii cu decență, cu bună cuvință și temeinicie. Iar studenții m-au răsplătit din plin, botezându-mă cu dragoste Zâna apelor. Deci, dragoste pentru familie, credință în Dumnezeu, forță și echilibru în fața greutăților vieții, generozitate și mult, mult suflet. Deci, o viață frumoasă. Profesor doctor inginer Viorica Anton, născută Fluieraș în Alba Iulia la 4 iunie 1923, a decedat în 2004. A urmat în perioada 1942-1948 cursurile secției de electromecanică a Institutului Politehnic din Timișoara, apoi devine asistentă la Catedra de Mașini Hidraulice sub îndrumarea profesorului Aurel Bărclăzan. Aici a desfășurat întreaga activitate până la pensionare în 1983, parcurgând toate treptele didactice, profesor devenind în 1976. Dragostea pentru familie, credința în Dumnezeu, forța și echilibru sufletesc în fața greutăților vieții, generozitatea și mult suflet față de studenți și colaboratori, profesionalism și performanță au fost atributele prin care a câștigat încrederea și prețuirea studenților care au botezat-o Zâna Apelor. Teza ei de doctorat din 1973, cercetări experimentale privind influența geometriei unor rețele de profile asupra caracteristicilor lor energetice și cavitaționale, este o adevărată operă de artă inginerească, cu un număr impresionant de rezultate științifice și tehnice originale, care au stat la baza mai multor publicații ulterioare și au fundamentat din punct de vedere științific o serie de realizări tehnice importante, prin care turbinele Kaplan, de la Chietr-Gumureș, turbine de foraj petrolier sau porțile de cluze pentru canalul Dunăre-Marea Neagră.
împreună cu academicianul Ioan Anton, a avut 2 copii. Femeile nu știu să conducă. Femeile știu să conducă. Este greu să spun la ce mă așteptam atunci când m-am înscris la Facultatea de Electrotehnică, fiindcă în familia mea nu existat ingineri. Așa că habar nu aveam ce fac aceștia la locul de muncă. Cei 5 ani de facultate au fost extrem de prolifici, pentru că mințile noastre, foarte puțin exersate, aveam 17 ani când am început, au absorbit precum absoarbe un burete apa toate informațiile despre lucrurile extraordinare create de spiritul uman. Au fost cu siguranță cei mai de seamă ani din viața mea. Am parcurs apoi toate treptele ierarhice, de la preparator principal la profesor universitar și treptele administrative extrem, extrem de importante, de șef de catedră și rector. Să reușești să te afirmi într-o lume a bărbaților nu e puțin lucru. Să fii liderul unui instituții care avea 15.000 de studenți, 868 de cadre didactice, 280 de laboratoare, 17 cămine studențești și 60.707 metri pătrați. E impresionant. Să faci asta în perioada cea mai cumplită a perioadei comuniste e un dans pe sârmă. Viața mea atunci, ca rector, a fost un dans pe sârmă. Ca să terminăm clădirile de la Facultatea de Chimie Industrială, orologeria de la Facultatea de Mecanică, Facultatea de Construcții și câte ceva prin complexul studențesc, a fost nevoie de nenumerate demersuri, strategii de convingere, abordări creative la limita legii. Adică perseverență, diplomație, hotărâre, putere de convingere, pe scurt, leadership. În ultimii ani m-am dedicat scrisului, pentru că, nu-i așa, aveam ceva de spus. Și ca de obicei, am lucrat cu toată seriozitatea, dacă nu cu toată înverșunarea. Rezultatul? Aproape 30 de volume publicate, monografii, biografii științifice, cărți de cultură tehnică sau generală, romane frescă. Dar dintre toate titlurile cu care am fost onorată, cel mai drag îmi este acela de inginer. Deci, știință, activitate didactică, administrație, literatură. E ceva ce nu i-a reușit? Profesor doctor inginer Coleta de Sabata, născută Budiu la 5 ianuarie 1935 în Arad, a decedat în octombrie 2021. Inginer electrotehnic, absolventă cu diplomă de merit la Institutul Politehnic din Timișoara în 1957, a devenit doctor în fizică tehnică în 1967 la Institutul Politehnic din Iași, cadru didactic universitar din 1957, ajungând profesor universitar în 1981. Între 1981 și 1989 a fost prima și singura femeie rector de până acum a Institutului Politehnic din Timișoara, timp în care a finalizat o serie de clădiri din campusul universitar. Din 1986 a coordonat doctorate, absolvind 17 doctoranzi. A creat cu echipa tehnologii noi, folosind energia solară, materiale magnetice speciale,
pelicule electrolitice, feromagnetice pure sau aliate, a fost membru al Societății Europene de Fizică, al Asociației Oamenilor de Știință din România și al Uniunii Scriitorilor din România. A primit ordinul La Stella de la Solidaritatea Italiana în grad de cavaler în 2005 acordat de președintele Italiei. Este cetățean de onoare a municipiului Timișoara, a fost propusă pentru Premiul Nobel pentru Literatură în anii 2018-2019. După ce s-a retras din activitatea didactică, a scris cărți de cultură, 13 volume dedicate politehnicii și oamenilor săi, Timișoarei și Banatului, 30 de cărți de beletristică, unele se află în mari biblioteci ale lumii, împreună cu profesorul Ioan de Sabata, a avut un copil. Femeile sunt atehnice. Femeile sunt tehnice. Știți povestea lui Midas, regele care transforma în aur tot ce atingea? Dacă ești norocos, poți întâlni în viață oameni care, atinși de aripa geniului, transformă în valoare tot ce ating. Clădiri, cărți, destine. Așa era doamna profesor, doctor, inginer Doina Drăgulescu. Chiar și acum, după atâta vreme de când mi-am luat doctoratul sub îndrumarea ei, a rămas pentru mine reperul profesional și moral suprem. A construit după chipul și asemănarea ei, neliniștită, neobosită, generoasă și încrezătoare în forțele minții și în voinței umane, echipe de tineri pentru care a fost reazăm și chiar stâncă de pe care să-și ia zborul, mai ales în vremurile de întuneric, frig și izolare din finalul dictaturii. Cu energie, cu pasiune, cu imaginație și cu drzenie, uneori a făurit roboți, laboratoare, specializări. Roboți industriali, biomecanică, robotică medicală, inginerie medicală la Facultatea de Mecanică, laborator de orteze, proteze, implante faciale și ortopedice. Pe toate și-a pus amprenta în domenii despre care nici nu se auzise în alte părți din țară. Te-ai fi așteptat ca de la înălțimea unui CV științific atât de impresionant să nu aibă timp să constate că existi și tu, biet absolvent la început de carieră, sau să se uite la tine așa cu condescendență. Nimic din toate astea. După prima întâlnire, îmi mijeau aripile și simțeam că am împrumutat deja un sfert de aură, de geniu. A fost pentru mine inspirație, model și îndrăznesc cu sfială să spun mentor. Doamna Doina Drăgulescu, care punea la fel de multă pasiune în gătit ca și în tot ce făcea, era foarte bună prietenă cu tatăl meu și el profesor universitar. Povestind diverse, tata i-a spus că îmi face clătite, dar că nu are foarte mult timp. La aceasta, doamna Drăgulescu l-a întrebat: câte tigăi folosești? Păi cum câte? Una, a răspuns tata. Asta este problema ta, nu paralizezi. Eu fac cu 3 tigăi deodată. Deci, una o încălzesc în a doua tor și a treia o întorc, apoi în prima tor, în a doua o întorc și pe a treia o scot. Ai înțeles? Și uite așa, a ajuns și tata să facă 30 de clătite în timpul de obicei rezervat pentru 12. Aplicație practică a paralelizării între 2 profesori universitari. Wow. Aș vrea să-i semăn. Cred.
Profesor doctor inginer Doina Drăgulescu s-a născut la 24 mai 1945 în Timișoara și a decedat în septembrie 2007. A absolvit în 1962 Liceul Teoretic Eftimie Murgu din Timișoara și în 1967 Facultatea de Electrotehnică, Secția Electromecanică a Institutului Politehnic. A obținut titlul științific de doctor inginer în domeniul procese termice și metalurgice la sudare în 1973. A fost cercetător la Centrul de Sudură și Încercări de Materiale din cadrul Academiei Române până în 1974, apoi cadru didactic la Politehnica din Timișoara și profesor universitar din 1991 la Catedra de Mecanică, Facultatea de Mecanică. Prodecan al Facultății de Electrotehnică între 1981 și 1985, prorector al Institutului Politehnic Timișoara între 1985 și 1990. A fost și profesor vizitator la diverse universități din Franța, Spania și Germania. A fost creator de școală, a pus bazele în 2002 a specializării de inginerie medicală, care funcționează și azi. A dezvoltat cursuri noi, laboratoare de modelare, ortezare și implanturi și laboratorul de imagistică și a inființat platforma de implantologie, protezare inteligentă și reabilitare biomecanică. A fost membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România. A primit distincții și premii, a fost conferențiar universitar evidențiat în 1983 și premiul Henri Coandre al Academiei Române în 1997. A fost căsătorită și a avut 2 copii. Femeile sunt emotive, instabile, slabe. Femeile sunt empatice, înțelepte, practice. Mens agitat, molem. Spiritul pune în mișcare materia. Viața mea în Politehnică stă sub semnul 3D. Devotament, decizie, dezvoltare. Îmi place să urnesc lucrurile. Am ales tot timpul drumul cel mai puțin umblat și asta mi-a schimbat întotdeauna viața. Alături de câțiva aventurieri, am pornit acum 20 de ani să facem o nouă specializare,
Ingineria Sistemelor de Producție. Și acum 15 ani, o nouă facultate pe scena academică timișoreană, Facultatea de Management în Producție și Transporturi, care acum are învățământ de licență, de master și școala doctorală. Am exportat modelul de inginerie și management și în alte 29 de universități din țară, reunite apoi într-un consorțiu de inginerie economică, pe care îl conduc de mai bine de 16 ani. Cred într-o relație apropiată student-profesor, cu respectul pe care îl impune maestrul prin prestația sa profesională, morală, într-un sistem de valori bine determinat, care va produce mai apoi modele. În mitologia populară, Manole e constructorul care, pentru ca lucrarea să dureze, își sădește în ea sufletul, pe Ana. Rolul meu în Politehnică a fost să construiesc clădiri și caractere, cariere și infrastructură. Și pentru asta am sădit cunoștințe, perseverență, creativitate și omenie. Adică cea mai frumoasă parte a sufletului meu. Încep să cred că Politehnica nu este neapărat un teritoriu al bărbaților. Profesor doctor inginer Monica Petrea Izvercean s-a născut la Sibiu în 30 mai 1948 într-o familie de intelectuali. A absolvit liceul Diaconovici Loga din Timișoara în 1966 și Facultatea de Construcție a Institutului Politehnic Traian Vuia în 1971. În anul 1980 a devenit doctor în științe tehnice, iar conducător de doctorat în 2010 și întreaga sa carieră s-a desfășurat în cadrul Politehnicii, parcurgând treptat toate titlurile didactice până la cel de profesor universitar. A fost unul din artizanii Facultății de Management în Producție și Transporturi din Universitatea Politehnică, fiind 8 ani șef de catedră și 10 ani decan. A creat CIER, Consorțiul de Inginerie Economică din România. Singură și în colectiv a scris 16 cărți, 266 de lucrări științifice publicate, dintre care 96 cotate ISI. A condus 13 granturi, dintre care 13 programe internaționale, în special Tempus și Leonardo da Vinci, și a participat în colectivele altor 54 de contracte de cercetare. A fost profesor invitat la mai multe universități din Franța, Germania, Italia, Ungaria, Statele Unite ale Americii și a creat noi specializări și cursuri în management și marketing și masterul de administrare a afacerilor. A fost căsătorită cu profesorul Nicolae Izvercean. Femeile nu gândesc, simt. Femeile gândesc și simt. Cu diploma de inginer geodez în mână, ne-am început în 1985 aventura în câmpul muncii, ca să zic așa, la TCH Olt Superior, șantier Gura Lotrului. Da, exact așa cum vă uitați dumneavoastră neîncrezător la mine, exact așa s-au uitat și muncitorii de acolo la domnișoara inginer. A venit domnișoara inginer să ne învețe să lucrăm științific pe noi, care avem școala vieții. Dar ne-am înțeles până la urmă. Vă rog, poftiți. A fost o adevărată ucenicie în profesie și în viață, ceea ce m-a ajutat să înțeleg ce vreau să fac. Din 1990 am început activitatea didactică la Facultatea de Construcții Timișoara, unde am urcat toate treptele până la poziția de profesor. Îmi place. Îmi place să fiu profesoară, pentru că pentru mine este mai mult decât
împărtășirea unei idei sau găsirea unor soluții tehnice. Înseamnă multă dăruire sufletească, empatie și pasiune puse în slujba științei și a modelării caracterelor umane. Eu cred că pentru asta am fost făcută și sunt foarte recunoscătoare pentru această împlinire. Bun, haideți, fetelor, să vedem. Sofia? Da? Hai să mă scrisoare din partea lui Andrei. Ah, dacă mă mulțumesc. Asta. Cât v-a ieșit? Doi? Da? Sau? Carmen a fost privită întotdeauna în colectivul de cadastru ca mama studenților. Din prima zi de școală a anului întâi, botezul studentului la cadastru se face cu baxuri. De caramele? Ah. Te rog, servește-ți colegii. Pe care Carmen le desface triumfal în sala de clasă. După ce tinerii se înfruptă din cutiile de bomboane și își îndulcesc limbile pentru următorii 4 ani de studii, Carmen ne prezintă pe fiecare membru al colectivului. Denisa, Mălina și Marta. Aflăm cu această ocazie că fiecare suntem oameni de nădejde, chiar serioși și dedicați, și că toți am trecut prin mâna ei. Este doar primul contact pe care studentul anului întâi îl are cu mama Carmen. Mai băiatule! Pe parcursul celor 4 ani de studii, Carmen ne va îndruma să servim îngățată în practică la umbra instrumentelor drăguță? De măsurare. Da, drăguță! Sau... fetițo, vă rog frumos să fiți atenți, da? Se va face auzit din gura ei ori de câte ori un student privește prin lunetă cu ochiul larg închis sau va corecta până la epuizarea stocului de pastă de culoare roșie al departamentului, proiectele și lucrările de examen. Vă mulțumesc! Așa e, Carmen. Mereu o tânără studentă, cam de aceeași înălțime cu ele, cu sufletul deschis și cu bucuria de a-i face oameni pe toți cei care o cunosc. Mamă, Carmen, mi-ar plăcea să fiu crescută de dumneavoastră. Profesor doctor inginer Carmen Grecea s-a născut în București la 15 decembrie 1962. A urmat studiile la Facultatea de Geodezie din București, obținând diploma de inginer geodez în 1985. Din 1990 a început activitatea didactică la Facultatea de Construcții din cadrul Universității Politehnica din Timișoara, fiind profesor din 2014. A pus bazele înființării în 1991 a specializării de cadastru și a specializării de măsurători terestre la Facultatea de Construcții din Timișoara, cât și a diverse cursuri în domeniu. A susținut teza de doctorat în 1999 la Facultatea de Geodezie din București, fiind prima femeie doctor inginer din România în acest domeniu. Iar în anul 2015 a obținut primul atestat de abilitare din țară în domeniul inginerie geodezică. A creat cu colegii școala doctorală de geodezie în Timișoara. A fost 4 ani secretar științific al facultății și acum este, din 2012, secretar general al Senatului Universității Politehnica Timișoara. Este căsătorită cu profesorul Daniel Grecea și au un copil. Femeile sunt nestatornice. Femeile sunt statornice. Iubesc mult animalele. Și eu iubesc mult animalele. Când eram copil, adunam pisicuțe și cățeluși de pe stradă ca să-i cresc sau să-i tratez de vreo boală. Deci, cred că mi-ar fi plăcut să devin medic veterinar. Mai târziu, ca adolescentă, credeam că am talent literar și voiam să fiu scriitoare. N-a fost niciuna, nici alta, dar nu are regrete. Să fii pregătit ca inginer și apoi să ai șansa de a fi profesor este un lucru minunat pentru care trebuie să muncești mult, cu pasiune, cu generozitate, cu bucurie. Pentru meseria asta trebuie să ai chemare. Există oameni care, pe lângă pregătirea de bază, au și această dorință de a învăța pe alții. Cu asta m-am născut eu.
Nu dăruiești nimic oamenilor dacă nu te dăruiești pe tine însuți. Nu dăruiești nimic oamenilor dacă nu te dăruiești pe tine însuți. Ăsta este crezul ei de viață. Am parcurs toate treptele de la student asistentă până la profesor, decan și conducător de doctorat, dar parcă nimic nu mi-a adus mai multă bucurie decât să văd tinerii din jurul meu muncind, crescând, făcând carieră, devenindu-mi colegi la universitate. După mai bine de jumătate de secol în Politehnică, școala asta a fost oaza mea de liniște și stabilitate. Casa mea. Dacă mă întrebi când vreau să mă opresc, a spune cât mai târziu. Dacă s-ar putea, niciodată. Deci, jumătate de secol în Politehnică. Asta cred că înseamnă o viață de om. Profesor doctor inginer Delia Maria Perju, născută Timșan, Hunedoara, la 9 septembrie 1940, a absolvit în 1962 Facultatea de Chimie Industrială din Institutul Politehnic Timișoara. Din septembrie 1962 a fost prezentă în facultatea absolvită ca și cadru didactic, ocupând prin concurs toate funcțiile didactice. Și-a susținut doctoratul în 1977, din 1993 a fost profesor titular, iar în 1994 a devenit conducător de doctorat. A condus 21 de teze de doctorat în domeniul inginerie chimică. În cadrul activității manageriale în facultate a ocupat funcția de prodecan, șef de catedră și decan între anii 2000 și 2004. A primit diverse distincții și premii, în 2017 premiul Traian Vuia pentru științe inginerești la Gala Excelenței Bănățene, a fost visiting profesor la diverse universități din Italia, Franța, Germania, este membru titular în Academia de Științe Tehnice din România din 2004. Împreună cu profesorul Dan Perju are 2 copii. Femeile sunt nestatornice. Femeile sunt statornice. Pare desprins dintr-un alt film. Eu n-am să-ți vorbesc despre lucrări științifice sau despre munca la catedră sau despre brevete de cercetare, nu. Dar să știi că tot despre o victorie a femeii într-un domeniu al bărbaților am să-ți povestesc. Eu am venit la Politehnică ca sportivă. Eu am fost poli pe multe meridiane, știi? Chiar dacă nu ca inginer. Să nu uităm că imediat după înființarea școlii politehnice, fondatorii au înființat clubul sportiv, pentru că nu e așa, mens sana in corpore sano. Așa că eu am fost campioană europeană, mondială și olimpică la un sport care cere duritate, nu feminitate, la canotaj. Un sport care își cere suferință, sacrificiu și antrenament până la înroșirea palmelor de sânge, până la lipirea tricoului de spate și de umeri de transpirație, până la încețoșarea privirii, până îți curge apa din păr. Dar să știi că fiecare an de suferință merită pentru acel unic moment când pentru victoria ta și a țării tale se cântă imnul României. Îmi place să cred că am dus peste tot cu mine valorile politehnicii. Hai, Poli! Hai la Poli! Camelia Macoviciuc, Mihalcea după căsătorie, s-a născut la 1 martie 1968 la Hudești, în județul Botoșani. A început să practice canotajul în 1984 la Timișoara, la Clubul Voința. În 1990 s-a mutat la Clubul Sportiv Politehnica Timișoara, după care și-a continuat cariera sportivă la CSE Universitatea Timișoara și mai apoi la Dinamo București.
Participantă la Jocurile Olimpice de la Atlanta în 1996, a cucerit medalia de aur la dublu vâsle categorie ușoară alături de Constanța Burcică. Acum locuiește în București. Este singurul sportiv campion olimpic legitimat la un club din județul Timiș în momentul respectivei ediții de Jocuri Olimpice. Femeile sunt melancolice. Femeile sunt pragmatice. Orice realizare începe cu îndrăzneala unui vis. Hai, poftim! Doar că visul trebuie susținut de muncă și ambiția. De când mă știu, am fost ambițioasă. Iar la acest fel de a fi a contribuit, desigur, gena moștenită de la strămoșii mei, dar și educația primită acasă. Fără ambiție, fără muncă, nu aș fi reușit să stăpânez de plin limba germană după 9 ani de învățătură la Liceul Lenau din Timișoara. A fi mereu pe podium la o școală în care se preda o limbă pe care părinții și cei din neamul meu nu au vorbit-o, însemna mult, mult efort. Și de asemenea renunțări la momente de joacă cu prietenii. Știi, eu am fost băiețoasă și preferam jocurile de echipă, nu păpușile. Sunt profund recunoscătoare celor care m-au format pentru performanță, abordând pragmatic orice meserie, beneficiind de cunoașterea 3 limbi străine. M-a tras însă domeniul energiei. Pentru faptul că lumina și căldura aveau pentru mine o semnificație deosebită. Încă din copilărie, deoarece locul meu în strâmta locuință de o cameră întunecoasă, încălzită cu lemne trimise de la bunicul din Argeș, era sub o masă. Sub masă? Da. Am intrat prima la facultatea de mecanică la Timișoara și am terminat la fel, dar la București. Specializarea de echipamente și mașini termice. Înscrierea la doctorat a urmat în mod firesc, dar cea mai mare realizare a mea din acel timp a fost nașterea fiicei mele, Catinca, de care sunt foarte mândră. O consider, fără tăgadă, cea mai mare realizare a mea. Mai ales că mi-a dăruit și 3 nepoțele adorabile. Am câștigat experiență lucrând prin stagiul de 8 ani la cea mai mare fabrică a vremurilor. Uzina Faur, 23 august București. 23 august București. Da. Din 1985 am ales să revin în Timișoara, activând ca cercetător și apoi ca și cadru didactic la Universitatea Politehnică. Prin mai multe stadii în străinătate, inclusiv ca bursier Humboldt, m-am specializat în domeniul calității aerului și ulterior am contribuit la realizarea singurului laborator universitar pentru măsurarea calității aerului, unde fac echipă strașnică, alături de foștii și actualii doctoranți. Mulțumesc frumos! Într-o lume plină de spectatori, eu am fost un jucător. Și pot spune că visele nu se îndeplinesc decât dacă le transformi tu, prin acțiune, în realitate. Dacă vrei să ai succes în această lume, trebuie să-ți urmezi pasiunea, nu salariul. Realizarea viselor necesită o educație solidă. Dar aș vrea să fac și eu atâtea. Da?
Profesor doctor inginer Ioana Ionel s-a născut pe plaiuri argeșene, la Câmpul Lung Mușcel, în 24 iunie 1953. Admisă de pe prima poziție la Universitatea Politehnică Traian Voia din Timișoara, Facultatea de Mecanică, s-a transferat apoi la București, absolvind-o ca șefă de promoție pe țară în 1977. În 1987 a susținut teza de doctorat, din 1985 a devenit inginer de cercetare, apoi cadru didactic la Universitatea Politehnică din Timișoara, în 2007 profesor universitar. Este conducător de doctorat din anul 2000 și până în prezent are 27 de doctoranți confirmați. Bursa acordată de Fundația Alexander von Humboldt și includerea sa în programul de susținere a cercetărilor în domeniul protecției mediului și tehnologiilor curate în 1991 i-a marcat profund evoluția științifică și a creat deschiderea unor curricule noi și proiectarea și întemerea unor laboratoare moderne în UPT în domeniul energiilor regenerabile, calității aerului și aerului, în general protecția mediului. Din 2000 a obținut titlul de habilitat la Universitatea Tehnică din München, devenind și cadru didactic asociat al acestei universități. A predat la diverse universități în decursul activității, a obținut recunoaștere națională și internațională, a fost membru în Senatul UPT, în CNATCU, director de departament din 2004 pentru 8 ani și din 2001 director de centru de cercetare și laborator acreditat RENA. Este căsătorită cu profesorul Sabin Ionel și are un copil. Femeile sunt temătoare. Femeile sunt temerare. E greu. E greu să aleg din atâtea momente faine alături de colegi. Și am un sentiment de smerenie când spun asta. Te rog. Faină e colaborarea cu colegii. Foști doctoranți care au rămas la facultate mai departe și în special cu colegul de birou, mereu alături, chiar 24 de ore. Lucrăm cu toții în domenii ale ingineriei la zi. AI, VR, programare cu aplicare în domeniul sănătății. Mergem împreună o dată pe an undeva să ne relaxăm și facem karaoke noaptea la două. Și să nu uităm de gulașul anual pe care l-am început și care a fost dus pe noi culmi de cel mai tânăr doctor din colectiv. Conferințele la care mergem de ani de zile împreună sunt o bucurie. La cea mai recentă, din octombrie 2023, la Torino, am fost 10. Profesori, doctoranți și 2 studenți la master. Sunt oameni atât de dragi cu care merită să te întâlnești și să lucrezi. Recunoașterea de către comunitatea profesională națională ca președinte al Societății Române de Informatică Medicală timp de 3 mandate e generatoare de emoție specială. Recunoașterea internațională e flatantă, pentru că vine oarecum obiectiv. Am învățat astfel ce greu este să compensezi mândria de a ocupa o astfel de poziție cu marea responsabilitate care vine cu aceasta. Un moment impresionant a fost cel în care am primit invitația de a fi membra Academiei Internaționale de Științe în Informatică a Sănătății. Să fii coleg cu profesori de la Harvard, de la Stanford, de la universități de top din Germania, din Franța, din Elveția, din țări europene cu realizări majore în domeniu, nu e puțin lucru și îți dă un oarecare frison. A fost ca un premiu Oscar, dacă vreți, pentru sănătate digitală, cel puțin pentru mine și pentru prietenii mei. E o comunitate în care mă simt acasă și merită să amintesc cel mai fain salut pe care l-am primit ca femeie care a absolvit o facultate. Locuiam la Roma, venită să particip la o ședință FMI și dintr-o încurcătură cei de la hotel nu au mai avut locuri și mi-au oferit un apartament fabulos în centru, care s-a dovedit a fi a unuia dintre proprietari. În prima dimineață am coborât pe niște scări superbe, de marmură, verzui, cu balustrada aurie, iar la capăt mă aștepta probabil de ceva vreme
administratoarea, curioasă ca oricare alta din orice țară latină și cu un entuziasm nedisimulat și ridicând mâinile mi-a urat: Buongiorno, dottoressa! Aș vrea să am atâta curaj. Profesor doctor inginer Lăcrămioara Stoicu Tivadar s-a născut în 16 februarie 1961 la Bocșa. În 1985 a devenit inginer, specializarea automatică și calculatoare la Institutul Politehnic Traian Vuia Timișoara. Din 1989 a devenit cadru didactic în Politehnica Timișoreană, din 2005 este profesor în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare în Departamentul de Informatică Aplicată. Este coordonator de doctorat din 2007 cu 6 doctoranți confirmați. Domeniile ei actuale de cercetare sunt aplicații de realitate virtuală în medicină, ontologii ce sprijină diagnoza și tratamentul în obstetrică, neonatologie pediatrică, Internet of Things aplicat în medicină, Big Data, Smart Analytics și Cloud Computing pentru rezultate mai bune doctor-pacient, telemedicină. Este de ceva timp un speaker foarte căutat la nivel internațional. Este recunoscută prin numeroase distincții de organizații internaționale, este membru al International Academy of Health Sciences Informatics, președinte a Federației Europene de Informatică Medicală până în 2020, vicepreședinte al Asociației Internaționale de Informatică Medicală între 2020 și 2022, președintele Societății Române de Informatică Medicală între 2010 și 2018, președintele Comisiei de Informatică Medicală a Ministerului Sănătății în 2006 și 2014, este un creator de școală creând specializări și cursuri, și al masterului în sisteme informatice în îngrijirea sănătății și este coordonator al activității academice la învățământ la distanță în Facultatea de Automatică și Calculatoare, iar în prezent este președintele Comisiei de Învățământ a Senatului Universității Politehnica din Timișoara. Este căsătorită cu profesorul Vasile Stoicu Tivadar. Femeile sunt impulsive, emoționale, împrăștiate. Femeile sunt chibzuite, empatice, multitaskers. Doamna prorector, eu nu mai pot. O să o iau razna de oboseală și de stres. Dar ce s-a întâmplat, Dana? Îmi vine să-mi iau lumea în cap. Îmi vine să-mi iau lumea în cap și să-mi dau demisia din tot și din toate. Dar cum pot să te ajut? Deci, de când ai inițiat proiectul Electronic Summer University, dorme 5 ore pe noapte. Și în somn vorbește despre caravană, promovare pe Facebook, lista de elevi și documente și mai sunt lucrări de laborator, ședințele de la ligă, feedback-ul la modificările ANOSR și la regulamente și nu vrea să se oprească deloc. Asta nu e bine, Dana, nu e bine. Ți-am spus. Trebuie să te protejezi și să-ți acorzi timp de refacere. Păi da, dacă ziua ar avea 30 de ore, aș putea să le umplu pe toate și probabil că mi-ar mai trebui și altele. Dana, stabilește-ți priorități. Renunță la lucrurile mai puțin importante. Păi la ce? La ce să renunț? Esu e copilul meu. Dacă eu nu mă implic, atunci cine? Uite, la facultate, dacă iau vreo notă mică, se duce implicarea în senat și ai mei ori să fie foarte dezamăgiți. Și la ligă aș simți că îi trădez dacă aș lăsa-o mai moale. Păi doar e echipa mea, nu? Eu i-am spus că fac eu cu cei de la noi din ligă promovarea pe social media. Da. Dar e control freak și trebuie să știe ea tot ce se întâmplă. Ar trebui să te scoată cineva din priză, să știi. Da. Uite cine vorbește, de parcă tu ai fi altfel cu al tău campus creativ UPT și cu voluntariatul tău la Timișoara 2023. Eu măcar mă implic în patrimoniul sub reflectoare, na. Bine, vinovată, recunosc. Dar nu e doar nevoia de control. Îmi place să fiu miezul lucrurilor și pur și simplu îmi vin idei. Îmi vin idei tot timpul. Da, ia-le pe rând, Ana. Te rog, nu folosește nimănui dacă faci burnout sau dai în depresie. Nu mă lasă Raluca.
În weekendul ăsta mergem la munte cu trupa ei de la Let's Do It Romania. Facem și ecologizare și ne și oxigenăm creierul. Ce ziceți? Asta e foarte bine. Merg și eu cu o echipă de profesori. Bine, profa! Profesor doctor inginer Alina Dumitrel s-a născut în 9 mai 1977 în Ilia, județul Hunedoara. În 2000 a finalizat studiile la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului în Politehnica Timișoreană ca șefă de promoție. Apoi, între 2000 și 2004, a urmat un doctorat în cotutelă UPT, INSA Lyon, Franța. În septembrie 2022 a obținut atestatul de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Ingineria Mediului cu teza Valorificarea bioresurselor în scopul reducerii amprentei de carbon, studii experimentale, modelare și simulare numerică. În prezent este profesor universitar la Departamentul de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Organici și Naturali în Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului. Între 2012 și 2020 a fost prodecan în aceeași facultate, iar din martie 2020 este prorector al Universității Politehnica din Timișoara, responsabil cu procesul de învățământ, problematică studențească și asigurarea calității. Femeile sunt conservatoare. Femeile sunt inovatoare. Să revenim. De ce nu am rămas în televiziunea mare unde se câștigă bani serioși și de vedetă lucrând cu vedete? Nu știu. Poate pentru că trebuia să se nască teleuniversitatea, unde vedetă e Politehnica și comunitatea locală. De ce nu am rămas afară cu atâtea oportunități de lucru, cu profesioniști și resurse aproape inepuizabile? Cred că știu. Pentru că aici, în Timișoara, era șansa construcției cărămidă cu cărămidă digitală pentru a promova e-learning și accesul liber la cunoaștere. De ce artă și cultură în și prin Politehnică și nu la o universitate de arte vizuale sau artele spectacolului? Știu! Pentru a îmbina creativitatea cu tehnologia digitală și pentru a demonta un clișeu, acela că oamenii de artă nu înțeleg știința, iar oamenii de știință nu simt cultura. De ce Spotlight Heritage Timișoara? Pentru că e declarația noastră de dragoste pentru Timișoara, capitală europeană a culturii în 2023. De ce patrimoniu sub reflectoare? Femei ale viitorului. Spectacol de teatru, muzică și dans cu utilizarea tehnologiei digitale și a elementelor de realitate augmentată? Pentru că trecutul merită recuperat. Prezentul valorizat. Și viitorul femeilor în lumea științei, clădit cu încredere și pasiune. Tehnologie și cultură, deci. Cred că aici e locul meu. Atunci hai alături de noi. Știi că s-au mai schimbat lucrurile din 1920? Da. Acum suntem mai multe, 38,2. În 10 ani am crescut cu 3%. Da, cu tine să știi că mai mișcăm procentul. Da? Ce zici? Unde mă înscriu? Hai să te înscrii. Locul femeii e la cratiță. Locul femeii e unde alege ea. Femeile nu știu să conducă. Femeile știu să conducă. Femeile sunt emotive, instabile, slabe. Femeile sunt empatice, înțelepte, practice. Femeile sunt atehnice. Femeile sunt tehnice. Ori carieră, ori familie.
Și carieră, și familie. Femeile sunt nestatornice. Femeile sunt statornice. Femeile nu gândesc, simt. Femeile gândesc și simt. Bună seara! Vreau să mulțumesc în primul rând acestor actrițe care într-adevăr și-au dat sufletul aici pe scenă un piculeț, fiindcă nu sunt obișnuite în primul rând să joace cu atâta tehnologie în jurul lor și asta a constituit un stres. Vreau să-mi permiteți să le numesc și am să încep cu Mădălina Ghițescu-Petre. Mirela Puia. Și Patricia Chifni. Și avem trei studente de la masterul de comunicare care au făcut figurație pentru prima dată în viața lor. Și doresc să-i mulțumesc Marianei Boșniac pentru scenariu. Lui Dan Simion pentru muzică. Și Mădălinei pentru regie. Și acum, dacă îmi permiteți, am să le invit pe scenă pe doamnele care au inspirat și care mai sunt cu noi aici în sală. Și am să încep cu doamna profesor Monica Izvercean. Vă rog. Doamna profesor Iana Ionel. Și doamna profesor Lăcrămeara Stoicu Tivadar. Ele sunt doar câteva, am ales câteva arhetipuri de femei, care în special sunt creatori de școală și care au creat un grup în jurul lor, prin care au făcut schimbare în Politehnică și nu numai, și în România și la nivel internațional. Sunt foarte multe femei în Politehnica din Timișoara, care au făcut schimbare în trecut și au pus amprenta și sunt convinsă că o vor face. Întregul spectacol a fost gândit pe trei paliere. Trecut, prezent și viitor. Ne sperăm că viitorul să aparțină studentelor cât mai pasionate de ceea ce fac și să continue să facă meserie, cercetare, parte didactică, dar și viață în comunitate. Am să-i rog acum pe întreaga echipă de la Sport la Heritage, Mugur Mocofan, Silviu Vert, Vlad Mihăescu, Marius Tătaru, Emilian Porumb, haideți, Daciana Grasu, Camelia, Poliana, și Rafael Leucuța, care este aici și filmează ca de obicei. Le mulțumesc mult de tot tuturor. Vreau să veniți mai față să facem o poză cu toții cumva. Și acum, dacă îmi permiteți, fiindcă în principiu, cel puțin pentru acest an, este ultima manifestare patrimoniu sub reflectoare publică, cel puțin, pe care o mai facem. Să sperăm că nu... Le-am promis celor din echipă că nu mai am nicio altă idee și că nu mai facem nimic anul acesta până în ianuarie. Femeile au întotdeauna ultimul cuvânt, așa-i? Am să-l rog pe domnul rector, conferențiar doctor inginer Florin Dragan, să rostească câteva cuvinte. Ce a însemnat acest an
pentru Politehnică și Timișoara 2023. Am ce scuză să mă întorc pe sală. Nu știu că doamnele care au jucat în seara asta au probleme cu tehnologia sau cu energia ta. Știi? Asta e o discuție aici. Da, e un an foarte bun pentru Timișoara, bineînțeles că și pentru Politehnică. Am avut și vineri seara o prezență foarte bună pe televiziuni, Politehnică mă refer. Am avut foarte multe evenimente și în acest weekend, am avut tot anul. Pe mine mă bucură, chiar mă gândeam, chiar la începutul piesei, faptul că și aici, așa cum s-a văzut și în această seară, Politehnica a însemnat foarte mult în capitala culturală din acest an, în care doamnele au fost majoritare în ceea ce înseamnă producțiile politehnici. Pentru că m-am gândit și doamnele au condus, ceea ce e foarte bine. Cred că dincolo de evenimente, dincolo de ceea ce s-a întâmplat în acest an, rămânem cu lucruri care vor continua. Rămânem cu un an deosebit pentru Diana și echipă, pentru mulți alții din Politehnică și sunt convins că în anii următori, dincolo de implicarea tot mai crescută a femeilor în conducere în universitate, vom avea și o aprentă culturală, zic eu, foarte importantă, poate că, adică sigur, din zona tehnică cea mai importantă la ora actuală în România, dar și referitor la universitățile generaliste. Cred că noi stăm foarte bine. Ceea ce mă bucur, eu vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc tuturor și pentru această seară minunată și cred că în final de an de capitală culturală în Politehnică, foarte potrivit. Felicitări încă o dată, TG Echipe. Mulțumim frumos! Mulțumim mult de tot pentru cuvinte. Dacă îmi permiteți doar să mai mulțumesc și eu, vreau să mulțumesc publicului și celor de aici de față, dar și publicului care de 5 ani de zile urmărește Patrimoniul sub reflectoare. Am ajuns la niște numere aproape impresionante de public care a fost la evenimente, care merge în zona digitală, care face absolut tot. Și ultimii, dar cei primii cărora vreau să le mulțumesc, sunt voluntarii. Am avut foarte mulți voluntari în acești ani. Pot să zic că o parte din noi am făcut muncă de voluntariat în Patrimoniul sub reflectoare și din cei care suntem pe scenă. De aici este nonu, sunt foarte mulți studenți care au stat zile între și la cazarmă, și în expoziție, și la muzeul tehnic, și pe străzi, și în foarte multe activități și ne-au ajutat să putem să facem toate activitățile din Patrimoniul sub reflectoare. Deci mulțumirile mele foarte calde voluntarilor. Și de aceea, ultimul NFT, Non-Fungible Token, pe care l-am produs și pe care l-am lansat vineri în cadrul workshop-ului și pe care vedeți acolo unul tipărit, este dedicat oamenilor. Primul a fost Politehnicii și Inovației, al doilea a fost Patrimoniului Timișoarei, dar al treilea l-am dedicat oamenilor. Și în acele imagini, pe lângă echipă, veți vedea cei mai mulți dintre voluntarii noștri și spectatorii noștri. Vă mulțumim foarte mult și ne-am vedea undeva, cândva, la anul.